Bună, Romu, bine v-am regăsit la o nouă prezentare de mod pe, după cum vedeți, suntem pe serverul Robin Efrece. Astăzi vreau să vă arăt cel mai epic și cel mai tare mod pe care a fost făcut, creat de cineva vreodată. Este vorba despre modpicul Roberto, nu știu cum, mai știu exact cum e. E mari lucruri, eu nu i-am făcut la el, doar am reușit să-l optimizez să meargă pe Windows 10 și Windows 11, ceea ce multă lume, adică la mod pe costă, întâmpina probleme, pentru că el cred că a fost făcut pentru un Windows 7 sau ceva de genul și pe 11, pe Windows 10 sau 11 nu prea mergea. Am reușit să-l stabilizez, nu primis crash, nu primis tot, nimic, 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 nimic. Hai să dăm așa o tură. Aveți, de fapt, mare lucru, nu știu dacă am schimbat în el. Am impresia că sunt câteva mașini care sunt schimbate. În rest, nu e nimic, să vedem. Vedem licențe. Weapon, hai că mai am licențe de arme să vă arăt. Deci cam așa arată apa. Într-o mică mare prezentare. Cam așa arată apa, vegetația, reflexia pe mașini, reflexia pe geamuri, skin-urile toate sunt HD. Ce mai avem? Unele texturi, asfaltul, nosul e schimbat, efectele la roți, urmele astea de cauciuc sunt schimbate, fumul, absolut, am impresia că am schimbat ceva prin el. Oricum, o să vă las link în descriere de unde puteți să-l descărcați. E optimizat tot, doar să intrați în joc și dai bătaie dacă vreți să schimbați voi ceva la el. Deci acestea sunt armele. Ia să luăm noi un. Uite-l, mă, ce prost e, mă. Uite-l, bă, ești nebun la cap. Oricum, i-am făcut. E filmat. Are. Oricum, o să-i fac post după. Cu idioți din ăștia de jucători n-ai cum să joci. Așa că mai bine să-și ia puțin gel sau ceva de genul, dacă totul mănâncă tabla. Vreau să văd, am impresia că nu știu dacă i-am umblat la țintă. Avea o țintă ciudată. Pentru că mod pe costa l-am luat de la cineva, am impresia că nu mai știu exact de la cine l-am luat. M-am chinuit mult să văd cum să-i dau de capăt să meargă pe alte Windows-uri. Ia să văd. Dar să mai iau o armă să văd poziția la arme cum le pune. Hai să luăm un AK. Luăm un AK puțin. A, deci nu sunt pe spate. A, e ținta, da. Deci cam așa, efecte sonore, ia să vedem la mașini. Să bufnim asta, știu că are asigurat puțin cam scumpă, dar nu contează. Merge, intrat odată, bufnim. Ce să mai vă mai arăt eu? Da, nu, la mașini nu prea am umblat, am băgat niște faruri. Nu sunt farurile de la efecte de faruri, ceva de genul. Hai mă, bufnește o dată. Da, mă, că intru pe costa. Deci cam așa bufnim. Cam așa murim. E bun și așa. Așa. Ce mai avem pe aici? Avem set time, nu știu, 12, set 8, set 1. Așa, avem set. Ce mai avem? Mapa pe M. Acum e pe M, nu e pe Z. Set, nu, skin, hai mă, că nu mai știu să mai scriu, skin 1, nu, skin 1, da, avem și skin-ul, change skin, da, hai că o plătesc, bine. Am impresia că toate sunt 4, da, toate sunt HD. Ce mai am? 98.
89. Umblăm cu baba asta pe aici. Așa, dacă vreți mai multe modpack-uri, eu știu modpack-uri care nu le dați voi de capăt sau ceva de genul, pentru că am văzut la mulți youtuberi și multora le-am scris în comentarii, bă, frate, nu merge modpack-ul. Și nu eram eu singurul care scriam lucrul ăsta, marea majoritate a comentariilor erau că, bă, nu merge. Și înapoi primeam comentariul că nu e din cauza lui. Păi, bă, frate, reglează-ți prima dată modpack-ul. Îți fie stabil, probează-l pe alte calculatoare, pune-i un link de download, descalcă-l pe alt calculator, nu știu, unul mai slab, unul mai, nu știu, așa, și pe urmă probează-l, postează-l. Păi, dar tu când îl postezi, ai o bobârcă de calculator și te-a pus să faci un mod pe care doar ție îți merge pe cadavrul ăla de calculator, nu are ce să, adică degeaba îl postezi, să faci view-uri, nu vine, nu contează. Ăsta e probat pe mai multe calculatoare, pe, de exemplu, pe calculatorul ăsta pe care îl probez, pe încă două laptopuri și pe un laptop al unui prieten. Deci pe un calculator și două laptopuri, unul mai slab, un Intel Dual Core, un Dual Core, un i3, un i5 și laptopul ăsta, calculatorul meu cu i9. Momentar l-am lăsat și pe sleep. M-am și jucat, am fost și prin toate colțurile mapei. Nu e absolut nicio problemă, nu primești crash, nu primești erori din alea în colțul din, adică pe chat, tot felul de erori. Nu știu, singura chestie pe care nu am reușit să rezolv și am zis că o rezolv și nu am mai băgat-o în seamă, e chestia cu banii. Adică banii sunt ascunși undeva aici în spate. Oricum, cred că până o să postez mod pe care o să rezolv și treaba asta. Și cam atât. Bă, dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like la acest videoclip, un comentariu. Până data viitoare, să fiți cu minte, nu cu minți. Pa!